Voi invit să deschidem în Sfânta Scriptură la 1 Samuel, capitolul 6. 1 Samuel, capitolul 6. Și vom citi începând cu versetul 1. Chivotul Domnului a fost șapte luni în țara filistenilor. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui i-au răspuns, dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, Ce aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină, atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a depărtat mâna lui de peste voi. Filistenii au zis, ce jertfă pentru vină să-i aducem? Ei au răspuns, cinci umflături de aur și cinci șoareși de aur după numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toți și peste domnitorii voștri. Faceți niște chipuri după umflăturile voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustiesc țara și dați slavă Dumnezeului lui Israel, poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Pentru ce să vă împetriți inima cum și-au împetrit inima egiptenii și faraon? Nu i-a pedepsit el și n-au lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece? Acum faceți un car nou de tot și luați două vași tinere care dau țâță și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă vițeilor care se țin după ele. Să luați schivotul Domnului și să-l puneți în car să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea și dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Betșemeș, Domnul le-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Oamenii au făcut așa, au luat două vaci care lăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. Vacile au apucat drept pe drum spre bet Shemesh, au ținut mereu același drum mugind și nu s-au obătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filisteinilor au mers după ele până la hotarul bet Shemeshului. Amin. Începând să ne uităm la capitolul, de la capitolul 4 din 1 Samuel, am văzut câteva aspecte foarte importante ale falsei religii. În seara aceasta, continuăm să ne uităm la modul în care oamenii s-au raportat la Dumnezeu și să învățăm cum trebuie noi să ne raportăm la Dumnezeu. În capitolul 4, când poporul Israel ia chivotul lui Dumnezeu și se duce la luptă, vedem foarte clar primul mod în care oamenii s-au raportat la Dumnezeu. Și ăsta poate fi numit superstiția. Da? Ai luat un lucru. Și crezi că dacă ai luat lucrul acela, automat vine și prezența lui Dumnezeu acolo. Și nu a venit prezența lui Dumnezeu acolo. Au luat chivotul lui Dumnezeu și au, au crezut și asta este mentalitatea și dimineață și în continuu vreau să reaccentuez lucrul acesta pentru că, frați și surori, vreau să înțelegeți foarte clar cei, care, cei, dintre dumneavoastră care ați ieșit din ortodoxism, din catolicism, din ce ați mai ieșit, nu ați ieșit degeaba de acolo. Că sunt unii care vin și asta spune, domnule, nu contează ce ești, că ești pocăit, că ești ortodox, că ești catolic, tot aia. Dar nu este așa. Nu este așa. Religia plină de superstiție este religia care falimentează. Poporul Israel a ajuns să se comporte cu chivotul lui Dumnezeu exact cum se comportau filistenii cu toate obiectele lor sacre. Așa este astăzi, domnule, dacă ai crucea potrivită, de dimensiunea potrivită, dacă ai icoana potrivită, dacă ai moaștele potrivite, dacă ai sfinții potriviți, dacă ai morții potriviți la care să aduce anumite ritualuri, o să-ți fie bine și o să iasă bine și o să ai noroc și o să fii sănătos și o să-ți meargă tun. Dar nu este așa, nu ai superstiție. Am spus formula corect, am numărat corect, m-am unde trebuie și atunci Dumnezeu o să mă binecuvânteze. Aia este superstiție. Dumnezeu nu binecuvântează superstiția. Nu i-a binecuvântat nici pe israeliți. Crucea Domnului Isus este aceea prin care noi suntem mântuiți, nu? Și totuși oamenii au ajuns să facă din ea un obiect sacru și să se închine la cruce, nu să mai închine la Hristosul de pe cruce. Sfinții sunt aceia pe care Dumnezeu ne-a lăsat ca modele să învățăm de la Evrei Evrei 11. Sunt atâția sfinți despre care Dumnezeu ne vorbește. Dar niciodată Dumnezeu n-a intenționat să începem să ne închinăm la sfinți. Cei care au murit în Domnul. Scriptura ne vorbește despre ei. Sunt modele pentru noi. Sunt încurajare pentru noi. Dar niciodată Dumnezeu n-a intenționat să ne închinăm la morți. Să ne rugăm la morți. Să chemăm morții. Adevărat sau nu? Foarte adevărat. Dumnezeu ne-a lăsat imagini, anumite imagini. Botezul este o imagine. A nașterii din nou, a spălării din păcate. Cina Domnului este o imagine, este un simbol a jertfelui Domnului Isus Hristos. Dar niciodată Dumnezeu n-a intenționat să începem să ne închinăm la imagini. Niciodată. Niciodată Dumnezeu n-a intenționat. Asta este superstiția. Capitolul 4 ne vorbește despre raportarea asta la Dumnezeu prin superstiție. Capitolul 5, am vorbit dimineață, arată un alt fel de raportare la Dumnezeu. Superioritate. Oameni care cred că îl pot controla pe Dumnezeu. Oameni cre care cred că îl au pe Dumnezeu la degetul lor mic. Noi le punem pe Dumnezeu un în casa noastră, Dumnezeu trebuie să o comporte cum îi dictăm noi, nu? Dagonii e șeful. Și avem noi dagonii noștri moderni și lumea postmodernă are dagonii ei prin care cred că îl pot manipula pe Dumnezeu sau îl pot pune în umbră pe Dumnezeu. Superioritate, atitudine de superioritate față de Dumnezeu. Și vedem și am văzut că Dumnezeu este foarte, foarte drastic și serios cu dagonii. Slavă Lui! În seara aceasta aș vrea să ne uităm la o altă atitudine de raportare la Dumnezeu. Și am numit o, o atitudine aceasta uh, separare prin inovație, separare prin imaginație, separare prin imaginație și inovație. Oameni care zic, domnule, dacă Dumnezeu este așa, nouă nu ne trebuie un Dumnezeu din ăsta. Iați ți chivotul și lasă-ne în pace. Oameni care fac orice pentru Dumnezeu ca Dumnezeu să-i lase în pace. Sunt și oameni din ăștia. Și această, aici văd de o debusolare a filistenilor, când fac anumite lucruri bune și anumite lucruri greșite. E, e greu la un moment dat să te uiți în capitolul 6 și să dai seama ce fac bine și ce fac rău. Îți debusolați. Aici e debusolarea falsei religii. Oameni care încearcă să se scape de Dumnezeu, dar nu știu cum. Haideți să ne uităm în seara aceasta la, cea, la falsa religie debusolată, care se raportează la Dumnezeu prin separare. Vor să se distanțeze de Dumnezeu. Prin ce se observă falsa lor religie? Uitați-vă, ne uităm la versetul, uh, versetul 1 și 2. Spune: Chivotul Domnului a fost șapte luni în țara filistenilor. După șapte luni, aceștia nu mai suportă. Au venit șoarecii aceia care le-au mâncat pământurile, au venit bubele acelea care nu îi lăsau să stea pe șezut, era insuportabilă. Groaza Domnului spune că a lovit cu putere și mâna Domnului a apăsat cu putere, era o groază de moarte, oamenii care nu mureau ei lovit cu bubele așezuți și țipetele cetății se înălțau până la cer. Șapte luni de groază. Și oamenii aceștia au spus, cu Dumnezeu ăsta nu putem să trăim. Cu Dumnezeu care intervine în felul ăsta, chiar atât de serios și de drastic, noi nu vrem să trăim. Și versetul 1 și 2 spune, filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori. Aici e un punct al falsei religii. Falsa religie se caracterizează, se caracterizează prin falsa călăuzire. Vedeți, oamenii ăștia caută călăuzire. Și acum vreau să spun, lucru bun la filisteni este că au căutat călăuzire. Lucru rău este că au căutat călăuzire unde nu trebuiau să caute. Deci Dumnezeu nu are nicio problemă că sunt oameni care spun, domnule, vreau să aflu voia lui Dumnezeu. Foarte bine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu vrea să te învețe voia lui. Întrebarea este unde te duci să cauți voia lui Dumnezeu. Asta este întrebarea. Asta este întrebarea. Unde te duci să cauți voia lui Dumnezeu? frați și surori, când ajungem la un punct în viața noastră în care încercăm să rezolvăm o problemă și ei vreau să rezolve problema pe care o aveau cu Dumnezeu, că Dumnezeu i-a pedepsit, unde ne ducem să căutăm rezolvare? Sunt multe variante pe care le avem la îndemână, nu? Sunt oameni care caută rezolvare prin contacte oculte cu lumea spirituală. Oamenii simt nevoia aceasta să se conecteze la lumea spirituală. Oamenii simt nevoia aceasta. Oameni, Dumnezeu a lăsat în noi, spune în Scriptura, gândul veșniciei. Dumnezeu a lăsat o lege implementată în inimile noastre. Noi simțim, noi știm, așa creștem, așa ne naștem, cu sentimentul ăsta al existenței lui Dumnezeu. Și trebuie să facem multă politică și filozofie ca să ne convinge pe noi înșine că nu există Dumnezeu. Și când am reușit să ne convingem că nu există Dumnezeu, există ceva în inimile noastre care totuși ne spune oh, Dumnezeu totuși există. Și cu toată parada științei și cu toată parada filozofiilor, în inima omului Dumnezeu a lăsat un fel de, un fel de megafon care strigă Dumnezeu există. Și oricât te, ai încercat să te convingi pe tine însuți că nu există ceva din tine spune că Dumnezeu totuși există. Și este foarte interesant. În cele mai, în cele mai înapoiate triburi care încă există pe planeta aceasta, în cele mai înapoiate triburi, de când e lumea aceasta, oamenii s-au închinat lui Dumnezeu. Acolo nu s-a dus nimeni la oamenii să le spună că există Dumnezeu. Ăia încă trag cu ea arcul, ăia încă vânează cu lemne, ăia încă aprind focul cu ce știu eu, cu prin frecarea lemnului. Oamenii nu știu, sunt înapoiați cu sute de ani, cu sute de ani față de noi. Și totuși Dumnezeu a lăsat și acolo sentimentul existenței Lui. Peste tot a lăsat Dumnezeu lucrul ăsta. Și oamenii încearcă să se conecteze cu Dumnezeu. Întrebarea este cum te conectezi cu Dumnezeu. Și a spus un mod este prin contactul cu lumea aceasta spirituală, contact ocult. Ghicit. Ghicit în palmă, ghicit în cafea, ghicit în ochi, ghicit în mai nu știu ce, ghicit în Biblie. Sunt oameni la ora actuală care se consideră creștini și ghicesc pe Biblie. Vor să se conecteze cu lumea spirituală. Ăsta e un fel, un fel de a, de a înțelege călăuzirea lui Dumnezeu. Sunt oameni care se duc la preoți, care spun creștini, ca să afle viitorul. Sau sunt oameni care se duc la preoți, care spun creștini, ca să blesteme pe alții. Sau sunt oameni care se duc la preoți, care spun creștini și care ghicesc, nu știu ce lucruri mai ghicesc ei. Asta este superstiție. Asta este ocultism. Asta este ceva urât lui Dumnezeu. Zodiacul este o formă foarte ușoară de, de a înlocui călăuzirea lui Dumnezeu. De ce, citește, de ce ar citi cineva un zodiac? Ca să știe ce se va întâmpla. Ca să știe cum o să-i meargă în următoarea perioadă de timp. Vreau să vă spun, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu ca un pocăit să citească așa ceva. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu ai nevoie să citești zodiacul. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți spună viitorul, vin aici. Că aici spune Dumnezeu viitorul. Vrei să spună Dumnezeu starea ta? Aici să o spune Dumnezeu starea ta. Ăia o să te mintă. Niște inculte și analfabete stau la televizor și se erigează în tot felul de idei și filozofii și prostii. Că o să se întâmple ceva, că tu ești nu știu ce zode și o să fii nu știu cum. Îți aberații. Dumnezeu știe adevărul despre tine. Și trecut, și prezent, și viitor. El e singurul în măsură ca să spună adevărul. Vedeți și uitați, oamenii ce și-au spune, au chemat pe preoți și pe ghicitori. Dacă vreau să știe cum să ducă chivotul lui Dumnezeu, trebuiau să cheme pe preoții lui Israel, a cărora, care aveau grijă de chivotul lui Dumnezeu, nu? Asta e cel mai normal lucru. Sunt oameni care sunt puțin mai, mai, mai cum să le spune, mai șireți poate, sau poate mai naturali. Zic, domnule, eu caut călăuzire și caută călăuzire la prieteni. Caută călăuzire la prieteni, nu pe cine să întreb, pe prietenul meu. Și sunt foarte mulți oameni le spunem noi buni care au fost nenorociți de prieteni, de sfaturile prietenilor. Aduceți-vă aminte de Roboam. A venit după Solomon și toată împărăția lui Israel era la picioarele lui și era într-un moment de cumpănă. Și oamenii vin la el și îi domnule, a fost, a fost cam, cam aspru birul lui, lui Solomon. Solomon a vrut să construiască templul acela mare și l-a construit, dar a trebuit să ne robească pe noi, să ne tragă banii de pe noi, să ne bage TVA 30%, cum o să ne bage ăștia, dacă ia să nu vă spun ce partid, la conducere lasă-ne o leacă, gata, tu nu mai construi, ne-a ajuns templu, Solomon și-a construit casele mare. ai și case mari, ai și templu, gata, oprește-te, mai tai o leacă din TVA. Și se gândește, roboam, mă, cum să facem? Să duce și să sfătuiește. Să duce să sfătuiește cu bătrânii, să duce să sfătuiește cu tineri. Și tinerii spun, nu! Ce ți-o zis ăștia? Păi să scade TVA-ul. Nu! Dacă vin eu, eu bag 40% TVA. Să sfătuiește și el cu prietenii. Și sfătuirea cu prietenii a rupt împărăția lui Israel în două și-a rămas doar cu două seminții pe care să le administreze. Pentru că s-a sfătuit și el. A căutat și el călăuzire. Părinții lui au căutat călăuzire la Dumnezeu. El a căutat călăuzire la prietenii lui. Era că căuta, călăuzire la prietenii lui. Și să nu vi se pare un lucru ușor, frați și surori, să nu vi se pară un lucru ușor când ești într-o situație în care trebuie să decizi și în care vrei să știi ce să faci, să nu vi se pară un lucru ușor și pur și simplu natural să te duci să întrebi pe absolut oricine primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne ducem să-L întrebăm pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a, lega, a, lovit cu boală pe un împărat sau altul, pe un om sau altul, și s-au dus la medici. Problema nu a fost că s-au dus la medici, e foarte bine este duci la medic. Dumnezeu lucrează și prin medici. Știți care a fost problema? Problema lui Dumnezeu cu oamenii aceștia a fost că s-au dus întâi la medici înainte să-L întrebe pe Dumnezeu. Asta a fost problema lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a simțit jignit de fapt, că omul acela nu o să duc să întâi să le întrebe pe Dumnezeu, Doamne, am problema asta, ce cu mine? Dar știți de ce uneori am preferat să ne ducem la medici decât la Dumnezeu? Dumnezeu vrea uneori să ne ducem la medici. Să nu spună cineva, Dumnezeu, Andrei, v-a spus duminică seara că nu trebuie să mai mergem la medici. Nu, trebuie să mergem la medici. Luați-o ca pe o poruncă lui Dumnezeu, duceți-vă la medici. E foarte bine asta. Dar vreau să vă spun un lucru, dacă ți-ai pus încrederea în medici, înainte să te duci la Dumnezeu, asta este o problemă. Asta este o problemă. Dacă există un păcat în viața mea care a dus la boală și eu mă duc să rezolv păcatul prin medici, asta este o foarte mare problemă. Înțelegeți? Este o foarte mare problemă. Pentru că sunt păcate care produc boli. Cum a produs și la filistei. Păcatul a produs boală. Acolo nu merge nicio filozofie, acolo nu merge nicio politică să faci. Dacă e un duh în spatele acelei boli. Spune Domnul Iisus Hristos despre o femeie care era robită de satana. Satana o ține, femeia aceea gârbă, satana o ținea legată Satana o ținea legată. Trebuia să dispară duhul ca să dispară boala. Degeaba îi dai la, la duh medicamente. Că la nu pleacă, sub nicio formă. Înțelegeți? Sunt dureri de cap care sunt provocate de neiertare. Sunt boli de stomac. Sunt boli de tot soiul care sunt provocate de neiertare, de ură, de dușmănie, de relații stricate de zeci de ani de zile. Și te consum pe interior și te mănânci pe interior. Și în loc să te pocăiești, bagi un, un cazan de medicamente în tine, că n-ar trebui să te pocăiești. Simplu. Să te duci la Dumnezeu. Vezi, momentul în care te duci la Dumnezeu, Dumnezeu spune adevărul. Dacă vii la mine, eu zic, băi, ești prieten, poate mi i cumva să spun. Dar ar trebui să spun. Când te duci la Dumnezeu, Dumnezeu spune adevărul. Dumnezeu ți-l spune. Exact așa cum e. Dacă e bun, ți-l spune așa cum e. Dacă e rău, ți-l spune așa cum e. Dar e adevărul. Și asta e cel mai important. Nu să se spună adevărul. Sunt oameni care se duc la psihologi. Eu mă duc la psiholog. Zilnic. Domnul Iisus Hristos, el știe ce mai bine psihicul uman. Nu credeți? Sunt oameni care se duc în tot felul de locuri. Ideea principală este asta. Falsa religie se caracterizează prin locul în care te duci să primești călăuzire. Unde te duci să primești călăuzire? Luați cu foarte mare seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri clare, clare pentru toate problemele, frustrările, întrebările, nelămuririle noastre. Are Dumnezeu răspunsuri. Că nu le înțelegem complet, aia este cu tot o altă chestiune. Că nu ne dă toate răspunsurile care vrem noi, aia este cu tot altceva, dar Dumnezeu ne călăuzește. În tot ceea ce avem nevoie, e cel mai important pe pământul ăsta să fim călăuziți, Dumnezeu ne călăuzește. Era ușor pentru filisteni să spună, chemați un preot al lui Israel, că ăștia știu, dom'le, cum să ducem chivotul. Dar n-au chemat. Au chemat pe preot și prevăzitori. A doua caracteristică a falsei religii când oamenii vor să se pare de Dumnezeu, au și o falsă pocăință. Nu doar o falsă călăuzire, o, o falsă pocăință. Uitați ce spune Scriptura aici. Ei au răspuns, dacă trimiteți înaintea, înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jerfă pentru vină. Atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mâna lui de peste voi. Spune vreo două, trei lucruri pozitive despre ei. Unul, că îi spun să nu-l trimiteți cu mâna goală. Foarte frumos, nu? Nu te du, avem o cântare. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Nu merge, mă, merge voi cu mâna goală. Cu mâna plină. Nu cu o bagnotă de un leu. Dar ei spun să nu-l trimiteți cu mâna goală. Și auziți ce spune ei aici. Ce jertfă să-i aducem? Și ei spun așa. Cinci umflături de aur. Foarte important de învățat de la filisteni. Filistenii au înțeles că lucrurile costă. Au înțeles că în relația cu Dumnezeu lucrurile nu sunt ieftine. soră, harul este gratis, dar nu este ieftin. Înțelegeți? Harul este gratis. Dumnezeu ne-l dă gratuit, dar nu este ieftin. L-a costat viața fiului său. Înțelegeți? Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Știți, asta este lucru pozitiv la ei, că au înțeles că costă lucrurile. Dar uitați ce spune Scriptura despre ei. Zice să nu trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină. În tot textul ăsta, nicăieri filistenii nu spun care este vina lor. Nicăieri nu spun care este vina lor. Asta e pocăința... Pocăința care o fac oamenii de obicei public. Doamne, sunt vinovare înaintea ta. Care e vina ta? Vezi, este o pocăință pocăința nebiblică, pocăința filistenilor este o pocăință vagă, generală. Aduceți o jertfă pentru vină. Care e vina? Care e vina? Care e vina aceea? Pocăința nebiblică este o pocăință vagă. Pocăința nebiblică este o pocăință motivată doar de consecințe. Ei auziți ce spune? Zice, aduceți o jertfă pentru vină, atunci vă veți vindeca. Cu alte cuvinte, mă pocăiesc numai ca să meargă bine. Mă pocăiesc doar pentru că am fost pedepsit. Mă pocăiesc doar pentru că mi s-a întâmplat ceva rău. Nu mă pocăiesc din toată inima. Și vedem foarte clar pocăința lor farsă prin faptul că ei au vrut să se scape de Dumnezeu. Aia nu este pocăință. Pocăința adevărată este când te întorci la Dumnezeu, nu când fugi de Dumnezeu. Pocăința lui Iona. Aia e pocăință. Noi duceți chivotul, scăpați-vă de el, dați iaur, dați ce vreți voi, duceți cu ce vreți voi, numai să ne scăpăm de el. Aia nu este pocăință. Nu se vede regret pentru păcat, nu se vede rușine pentru păcat, nu se vede renunțare la păcat, nimic. Vor doar să se scape de Dumnezeu, aia nu este pocăință. Farsa religie este caracterizat, caracterizată de farsa pocăință. Când oamenii nu-și regretă, frate și surori, nu trebuie să ne fie teamă să ne regretăm păcatele, este un lucru frumos să-ți regreți păcatul, este un lucru nobil pe care Dumnezeu ne-l cere să regretăm păcatul, pentru că este ceva mizerabil pentru care chiar trebuie să-ți pare rău. Nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne fie rușine de rușine pentru păcat. Să nu-ți fie rușine să-ți fie rușine pentru păcat. Să nu te temi să-ți fie rușine. E bine să-ți fie rușine pentru păcat. E bine să roșești din cauza păcatului. E foarte bine. Dar cei mai mulți oameni sunt ca șoferii care își prind de polițiști. Le pare rău că au depășit viteza. Dar știți de ce le pare rău? Că trebuie să plătească amenda. Lui nu-i pare rău că a mers cu viteză. Îi pare rău că l au oprit poliția. Așa sunt mulți oameni care vin la Dumnezeu. Doamne, venim la Dumnezeu, dar venim pentru că Dumnezeu ne pedepsește, că Dumnezeu ne trimite în Aia nu este o motivație corectă. Trebuie să vii la Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu. Trebuie să vii la Dumnezeu pentru că ai înțeles că Dumnezeu vrea binele sufletului tău în ultima instanță, nu? Ei au vrut să vină la Dumnezeu, au vrut să se să ducă lui Dumnezeu, să aibă o pocăință, numai să se rezolve problema. Păi ce s-a rezolvat problema? Salutare Dumnezeu, nu ne mai trebuie. Aia e falsă pocăință. Falsa religie are și o falsă ispășire. Ascultați ce ispășire aducă ăștia. Foarte interesant. Întreabă ei, filistei au zis, ce jertfă pentru vină să-i aducem? I-au răspuns, cinci umflături de aur. Căutați în toată Biblia unde Dumnezeu a cerut umflături de aur, jertfă. Cinci șoareși de aur. Animale considerate în ochii lui Dumnezeu, le cu citiți necurate. Ăștia habar nu aveau. Ăștia habar nu aveau ce jertfă trebuiau să-i aducă lui Dumnezeu. Pentru că s-au dus în locul greșit, de acolo a început. Călăuzire greșită, pocăință greșită, ispășire greșită. Frașii ce jertfă a cerut Dumnezeu poporului Israel? Ce jertfă a cerut Dumnezeu? Dumnezeu a cerut jertfe de sânge. De ce a cerut Dumnezeu jertfe de sânge? Pentru că toate jertfele acelea de sânge erau o imagine sau o umbră a ceea ce urma să vină în viitor. Domnului Iisus Hristos, jertfa de sânge a Domnului Iisus Hristos. Nu există alt mod de ispășire a păcatului. Întrebarea practică care se pune în seara aceasta este aceasta. Cum încerc eu să-mi plătesc păcatele mele? Eu a încercat să-și plătească păcatele lor cu aur. Vrei să vă traduc lucrul ăsta astăzi? Vi-l traduc. Asta înseamnă să crezi că dacă ai făcut anumite păcate, Dumnezeu ți le spală dacă te-ai dus la biserica potrivită, dacă ai făcut drumul potrivit și dacă ai dat banii potriviți v-am mai spus, asta fac oamenii la Parascheva. Și dau mulți bani acolo. Și aruncă mulți bani acolo. De ce aruncă mulți bani acolo? Pentru că ei cred, domnule, dacă am dat, Dumnezeu o să-mi ierte păcatele. Domnule, i-am dat și Dumnezeu m-a iertat. Și oamenii cred că păcatele se spală cu bani. Nu se spală cu bani păcatele. Poate ăsta e unul dintre puținele lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. Oamenii zic că dragostea se întreține cu bani. Oamenii zic că trăiești cu bani. Mănânci pe bani. Te îmbraci pe bani trăiești pe bani, totul este pe bani. Vă spun un lucru, ispășirea nu e pe bani. Sunt oameni care vin la biserică în bisericile evanghelice, spun, domnule, am dat atâția bani acolo. Nu se poate ca Dumnezeu să poarte așa cu mine. Ba, se poate. Pentru că ispășirea nu este cu bani. Ispășirea nu este nici cu lacrimi. Ispășirea nu este nici cu venitul la adunare. Noi venim la adunare cu totul alt motiv, nu ca să ne ispășim păcatele. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu în ziua al judecății, Doamne, vezi scaunul ăla? Păi ăla stat 40 de ani, nu mă poți trimite în alt. Ba, poate trimite în Că nu așa îmi ispășesc păcatele. Ca asta păsca unul la 40 de ani flan turtit. Nu? Păcatele se ispășesc doar prin jefa Domnului Isus Hristos. Amin. Asta a învățat Dumnezeu de la primii oameni care au adus o jertfă. Cain și Abel. Cain aduce jefe din performanțele lui de la câmp. Abel Abel aduce un animal și varsă sânge. Asta a fost de la bun început. Dumnezeu a învățat oamenii de la bun început. Ăsta este singurul mod în care Dumnezeu poate șterge păcatul prin jertfă. Și împlinirea tuturor jertfelor este jertfa Domnului Isus Hristos. Oamenii ăștia n-au înțeles lucrul ăsta, nu au căutat să înțeleagă lucrul ăsta. Asta este falsa religie. Și vedeți, trăim într-o țară creștină, iarăși. Să nu credeți că ar și degeaba din religiile tradiționale. Trăim într-o țară creștină în care oamenii fac o grămadă de lucruri pentru a încerca să-L plătească pe Dumnezeu. Să-i dea lui Dumnezeu ceva. Și nu avem ce să-i dăm lui Dumnezeu. Nu avem ce să-i dăm lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Într-o discuție la un moment dat, pe mașină cu o profesoară sau o învățătoare, nu mai țin minte exact, am întrebat-o, Doamne, și cum rezolvăm problema păcatelor noastre? Și am început să spună, păi dacă mă duc acolo, dacă fac aia, dacă aduc aia, dacă am aprins, dacă am dus, dacă am dat, dacă am făcut, multe, multe lucruri. Și am lăsat-o să spună toată poezia ei și am pus o întrebare, Doamnă, ați auzit de, de Iisus Hristos? Da! Ce a făcut Iisus Hristos? Păi de ce a venit pe pământul ăsta? Păi de ce a venit pe pământul ăsta? Ca să moară pentru păcatele noastre. Și am zis, doamne, stați că m-ați dus în confuzie. Mi-ați spus două, trei minute ce lucruri trebuie să facem pentru păcatele noastre și acum, într-o fracțiune de secundă, mi-ați spus că păcatele noastre sunt spălate de Domnul Isus Hristos. Până la urmă, cum e? Trebuie să fac eu o grămadă de lucruri ca să îmi spăl păcatele? Sau a făcut Isus Hristos ceva prin care mi-a spălat păcatele? Cine? Eu sau Domnul Isus Hristos? Și zic, bună întrebare. Da, cred și eu că e bună întrebare? Oamenii știu Întrebați-i oamenii, știu, domnule, de ce a murit Isus Hristos? Și ei vă spune, ca să plătească păcatele noastre. Dar imediat după aceea parcă se schizofrenizează spiritual. Și încep să facă lucruri. Care, pentru că există noi dorința asta să-i arătăm lui Dumnezeu că facem ceva. Doamne, am greșit, dar am rezolv, rezolv, problema. Nu așa suntem noi. Da, am făcut, da, uite, îmi pot permite să rezolv paguba aceea pe care am făcut-o. Domnule, gata. Închide gura. Nu putem să facem lucrul ăsta cu Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să venim și înaintea lui Dumnezeu pentru că nu avem cu ce să-i plătim lui Dumnezeu. Nu avem cu ce să-i plătim lui Dumnezeu. Și vestea bună este că a plătit Iisus Hristos. Slavă Lui! Asta este vestea bună pe care ne dă Dumnezeu în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu a plătit pentru noi. Și uitați, spășirea lor este plină de închipuiri. Plină de închipuiri. Auziți, chipuri de șoareci, chipuri de înflături. Chiar cuvântul ăsta este folosit aici. Niște chipuri. Niște chipuri. Dumnezeu nu ne cere chipuri. Este o realitate foarte puternică a jertfei Domnului Iisus Hristos, care șterge cu adevărat, real, definitiv păcatele noastre. Aleluia! Falsa religie promovează și o foarte slăvire a lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura aici. Versetul 5, partea a doua. Și dați slavă Dumnezeului lui Israel. Poate că va înceta să-și apese mâna peste voi peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Două lucruri greșite cu slăvirea asta. Nu e rău să-L slăvești cu pe Dumnezeu. De fapt, asta este principal noastră, principalul nostru rol și principalul nostru scop pe pământul acesta să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, cred că 10 cu 31, zice fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Deci dacă stai la masă, nu faci un lucru nespiritual, faci un lucru foarte religios și sfânt acolo. Ei mâncarea aceea cu bucurie în inimă pentru gloria lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu și atunci mănânci pentru slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să-L simți pe Dumnezeu depărtat de lucrul ăla pe care îl faci atunci. D dacă bei o băutură bună, nu mă refer la alcool în niciun caz, și te bucuri de lucrul acela pe care îl bei, dă slava lui Dumnezeu pentru el. Și atunci Dumnezeu este slăvit prin lucrul acela simplu pe care îl faci. Problema lor este că au încercat să slăvească pe Dumnezeu prin inovațiile acelea lor care le-au făcut ei. Cu șoare ceea, ceea de aur, cu înflăturile acelea de aur, că au pus în carul acela nou, cu vacile acelea. Erau inovații, Dumnezeu nu a cerut niciodată așa ceva. N-a cerut Dumnezeu niciodată așa ceva. Niciodată. Inovație. Dumnezeu nu ne cere să-L slăvim prin inovație. Dumnezeu ne cere să-L slăvim prin toate lucrurile pe care le facem. Și de fapt aici este o foarte mare diferență între falsa religie și adevărata religie. Că nu încercăm să-L slăvim pe Dumnezeu numai când suntem aici. I-am cântat lui Dumnezeu, mi am rugat lui Dumnezeu, am predicat, am plecat acasă. Și de acolo începe viața noastră, o spunem noi, viața noastră seculară, nu? Viața noastră publică, viața noastră din afara bisericii. Nu există așa ceva. Trebuie să existe o continuitate între biserică și casă. Eu nu spun că acasă începem să vorbim unui cu alții, dragă soția mea, în numele Domnului Iisus Hristos, de să facem un fel de ce știu eu de uh, program din ăsta acasă? Nu la asta mă refer. Ci mă refer că dorința noastră de a da slavă lui Dumnezeu să se vadă în fiecare lucru pe care îl facem. Lucrurile noastre obișnuite. să slăvirea lui Dumnezeu vedem aici. să slăvirea lui Dumnezeu. Vedem o farsă înțelegere a istoriei. Versetul 6. Pentru foarte frumos spune pentru ce să vă împetriți inima cu și au împetrit inima egiptenii și faraon? Nu vine să credeți că preoții păgâni spuneau așa ceva și ghicitorii. Auziți, ei știau de ce s-a întâmplat în Egipt cu poporul Israel. Zice, pentru ce să vă împetriți inima cu și au împetrit inima egiptenii și faraon? Bună întrebare. Până aici totul e ok. Spune el, nu i-a pedepsit el și n-au lăsat ei pe copiii lui Israel să plece. Ei fac trei observații foarte importante. Că egiptenii au păcătuit prin împetrirea inimii, Doi, că Dumnezeu i-a pedepsit, zice, nu i-a pedepsit el. Și trei, că până la urmă Dumnezeu a biruit. Zice, nu i-a lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece. Informații foarte importante. Întrebarea însă este, cu ce scop au folosit ei informațiile astea? Știți cu ce scop? Cu scopul de a depărta chivotul de acolo și să se scape de Dumnezeu. Și ce problemă văd eu? I-au citit ceva din Scriptură într-un fel aici. Și ce problemă văd eu astăzi? Oameni care citesc ce vor ei în cuvântul lui Dumnezeu Și v-am mai spus dimineața despre lucrul acesta Oameni care citesc ce vor ei din cuvântul lui Dumnezeu Și ascultați-mă Oamenii au citit De-a lungul istoriei ce au vrut ei din Biblie Dacă oamenii vor să dănțuiască În biserică s-au uitat la dansul lui David Dacă oamenii vor să-și ia uh, uh, V-am spus de persoana aceea În altă predică Dacă oamenii vor să-și ia uh, Încă o femeie spun dați ce Avram nu a avut două Au avut-o păsara și pe agar. Care e problema? am avut un nesă pe care l-am cunoscut. Nu vreau să iau și o agar că nevastă mea nu poate să aibă copii. O că în fierea nu e o metodă foarte interesantă. Adopția, nu -i, e veche, nu-i nu plăcea. Oamenii pot să citească în Biblie ce vor ei. Înțelegeți? Asta au făcut și ei. O să nu, nu așa au făcut și, și egiptenii. Egiptenii ce au făcut? Până la urmă i-au lăsat. Lăsăm și noi tot să plece și pe Dumnezeu o să plece. Că nu vrem să avem treabă cu el, că așa scrie Biblia. Așa scrie în istorie, nu scrie că i-au lăsat. lăsăm și noi. Oare asta a vrut Dumnezeu să învețe pe filisteni și pe toți ceilalți prin evenimentul acela? Oare n-a vrut Dumnezeu să învețe puterea lui prin urgiile acelea? Oare n-a vrut să înțelege să învețe Dumnezeu seriozitatea și dragostea pe care Dumnezeu o are pentru poporul lui? Oare a vrut Dumnezeu să învețe pe filisteni prin evenimentul cu egiptenii și cu urgiile că Dumnezeu este doar al evreilor? A vrut Dumnezeu să învețe asta că este doar al evreilor? A vrut Dumnezeu să învețe pe filisteni că Dumnezeu nu vrea să fie și Dumnezeu filistenilor? Nu a vrut Dumnezeu asta să învețe. Dumnezeu a vrut să învețe puterea lui. Dumnezeu a vrut să învețe seriozitatea cu care Dumnezeu vede absolut toate lucrurile. Ei nu au vrut să învețe lucrul ăsta din istorie, au vrut să învețe ce vor ei. Frați și surori, trebuie să privim cu foarte mare atenție cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne gândim bine ce luăm din el și cum luăm din el. Trebuie luat tot din el, dar trebuie luat în modul corect, trebuie interpretat în modul corect. Mai există ceva la falsa religie. Falsă ceremonie. Știți cum a cerut Dumnezeu să ducă evreii chivotul? Aduceți-vă aminte de Uza. După mulți ani de zile, vor să mute chivotul lui Dumnezeu la un loc pe care l-au făcut, în care să locuiască prezența lui Dumnezeu. Și știți ce fac ei? Fac un car și pun chivotul Domnului în car. În hamă la car niște vite și duc chivotul Domnului. Și la un moment dat, chivotul Domnului se răstoară din cauza unui, unei piedici care a fost pe acolo, da? Frați și soră, dacă ei duceau chivotul Domnului cu Dumnezeu l-a poruncit, chivotul Domnului nu era să cadă. Și Uza nu întindea mâna acolo. Și cum a cerut Dumnezeu să ducă chivotul? Să ducă leviții pe umeri. Așa trebuia să ducă chivotul Domnului. Dumnezeu n-a poruncit niciodată nici car, nici o vită. Dar vedeți, totul începe de la călăuzire. Cine te călăuzește? Cine te sfătuiește? Cine spune cum să te porți? Cine spune cum să acționezi? Cine spune cum să decizi? Ce au pus schivotul Domnului în car. Vreau să vă fac o aplicație foarte practică. În felul în care noi ne relaționăm la Dumnezeu, suntem obligați și suntem legați de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne relaționăm la Dumnezeu numai cum ne cere Dumnezeu. Noi nu putem veni cu inovații. Noi nu putem veni cu invenții. Noi nu putem să spunem, domnule, mi așa îmi place să mă închinu Dumnezeu. Eu cred că ar trebui să duc chivotul Domnului cu car. Tu poți să crezi ce vrei tu, tu ți, -ți ar place cum vrei tu. Dar Dumnezeu ți-a spus cum să faci lucrul ăsta, Dumnezeu ți-a poruncit cum să faci lucrul ăsta. Pe filisteni Dumnezeu i-a to tolerat pentru că era o neștiință și ignoranță. Pe israelieni nu i-a mai tolerat. Nu i-a mai tolerat Dumnezeu. Când au încercat să ducă chivotul Domnului așa, Dumnezeu l-a trăsnit pe loc pe Uza. Spune Domnule, Dumnezeu a fost prea dur. Nu Dumnezeu n-a fost dur. Dumnezeu le-a lăsat o carte clară în care le-a spus să ducă chivotul pe umerii leviților. Cei n-au vrut să-l ducă. Și atunci Dumnezeu a fost nevoit să intervină și să le arate că Dumnezeu nu se joacă cu cuvântul lui. Vă întreb, era greu să-l pună pe umeri? Nu era greu să-l pună pe umeri. Nu le s-a părut interesant. Noi avem mașini acum, nu? Ducem chivotul Domnului cu carul. Și noi, cum au dus filistenii? O, dacă filistenii au dus cu carul, îl ducem și noi cu carul. Frașul și este foarte mare ispită în fața religie să aducem falsa religie, să aducem lucruri exact cum le fac oamenii. Nu v-ați gândit niciodată de ce nu ceea ce facem la adunare program? De ce nu un program? Și știți ce numim program? La un program, nu în biserică, la un program în general, la televiziune unde vreți dumneavoastră, fiecare minut este contabilizat, este cronometrat și oamenii știu ce fac de la minut la minut, de la minut la minut, de la minut la minut, de la minut la minut. Acolo nu e nevoie de controlul Duhului Sfânt, Păi ei nu interesează de controlul Duhului Sfânt. Este un program. Ce înseamnă programul? Că ceva e programat. Știi la secunda cu tare, ai încheiat. Urmează următoarea știre. Atâta timp de știri, atâta timp de muzică, atâta timp de film, atâta timp de așa. Ăla este program. Nu să se pare interesant că am importat chiar concepte din lumea păgână? De ce le-am importat? Avem nevoie de ele. Simțim nevoia. Simțim nevoia să le avem și noi. Și oamenii au încercat și în casa lui Dumnezeu, și nu vreau să vă mai dau exemple, au încercat și în casa lui Dumnezeu să aducă inovații din exterior, în închinare, în muzică, în predicare, în absolut orice. Oamenii au încercat să aducă din afară, în interior, și să facă lucrurile lui Dumnezeu în felul lumii. Să facă lucrurile lui Dumnezeu în felul lumii. Și știți ce spun oamenii astăzi? Oamenii astăzi spun, nu contează modul în care faci lucruri, contează ce faci, nu contează cum îl faci, contează ce faci. Și zice, este fals lucrul ăsta. Pentru că eu aș putea să vi spun un adevăr, dar să vi-l spun cu duritate. Să -a, a spus bine, dar mi-a plăcut modul în care l-a spus, corect? Nu mi-a plăcut modul în care l-a spus. Eu aș vrea să vă întreb, dacă aș face o troacă, din, așa spunem noi în Moldova, troacă, în care mănâncă porci, da? Așa îi spunem noi la ea, troacă. Nou, nouță, în care n-am mâncat niciodată un porc. Și spus, spune cea mai bună supă acolo, în troacă aia, ai mâncat din ea. Nu, de ce? Datorită asocierii pe care o face mintea ta, tu știi că omul nu mănâncă de acolo. Și nu-ți place modul în care ți-am dus mâncarea, corect? Deci contează și modul în care faci lucruri. Contează și, nu-i spuneam, ambalajul nu contează, Dumnezeu să uite la inimă. Ah. Să uite Dumnezeu la inimă. Dar Dumnezeu în multe lucruri ne-a spus și ambalajul. De exemplu, ce spuneți dumneavoastră? Că acum vinul ăla care îl bem la cină nu te sfințește. Te sfințește vinul, nu te spală vinul pe dinăuntru. Ce spuneți să bem cola de acum la cină? Că nu contează ce, contează exteriorul, contează ce bagi în tine. Nu, zice Domnul că ce iasă din om spurcă pe unul, ce intră înăuntru. Vedeți că contează și lucrurile astea? Contează și lucrurile astea. Ce -a spune dumneavoastră dacă aș fi venit la mai eu în seara asta? Ce contează cum am venit îmbrăcat? Contează ce v-am spus. Nu spune, nu, în ochii Domnul să uită la el, mă, Domnul să uită la îmbrăcăminte. Depinde. Vedeți că contează și exteriorul? Contează înaintea lui Dumnezeu. Contează și lucruri exterioare și fizice înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de la bun început a spus poporul Israel cum să facă lucrurile. Și l-a spus Dumnezeu. Și oamenii n-au vrut. Oamenii n-au vrut. Filisterii n-au vrut. Poporul Israel n-a vrut. Falsa religie ale false ceremonii bazate pe invențiile omului și pe inovațiile omului. Mi-a plăcut foarte mult în seara asta cum a cântat. Parcă mi-e dor câteodată Îți vine să Doamne, oprește pianul, oprește toate gălăgia să ne auzim cântând, nu? Să ne auzim cântând. Noi, Dumnezeu nu-i slăvit de orgă, iarăși, să nu spună nimeni, fratele Andrei a spus să scoatem orga, asta am spus. Doar spun că noi ne închinăm lui Dumnezeu și ar trebui să fim totdeauna sceptici la ce vine din exterior pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Să fim sceptici, să fim atenți, să fim foarte atenți. Să mergem pe principiile Sfintei Scripturii. Să mergem pe principiile Sfintei Scripturii. Să fim reticenți la inovații. Să fim reticenți la, la invenții. Vedeți, generația în care eu trăiesc e foarte opusă gândirii mele. Generația în care eu trăiesc spune, nu, aduceți tobe, aduceți toate zarvă și gălăgie. Și dănțuim și ne învârtim și ne dăm pe zi, ca și facem toate lucrurile care ne trec în cap. Nu e nicio problemă, domnule, lasă, băgăm în biserică absolut orice. Să puțin mai de modă vechi, mai Biblia nu ne, nu ne, dă dreptul să facem în casa lui Dumnezeu absolut ce vrem noi. Dumnezeu ne-a dat niște reguli clare. Trebuie să ne ținem de ele. Și dacă om fi, în, dacă peste 2, 3, 4, 5 ani oamenii toți s-ar comporta ca nebuni și ca idioții, nu contează. Biserica Domnului trebuie să poarte după cuvântul lui Dumnezeu. Punct. Și într-o lume deraiată, într-o lume descreierată, într-o lume nebună, într-o lume de de dezechilibrată, într-o lume debusolată, oamenii când intră în casa lui Dumnezeu să spună, Domnule, acolo am găsit liniște acolo am găsit pace, acolo am găsit o rânduială, am găsit o ordine, am găsit cuvântul lui Dumnezeu, l-am auzit pe Dumnezeu, au fost lucrurile complet altfel. Când este afară, totul e de busolat. Totul e aiurea. Oamenii fac lucrurile cum vor ei. Asta e postmodernism. Fiecare face ce-i place. Suntem în cartea judecătorie. Oamenii cred că au evoluat, n-au evoluat. Dacă vor citi cartea judecătorie, îți dau seama că sunt tare înapoiați. Tare înapoiați. O să nu, astăzi vorbim despre libertate sexuală, astăzi bărbatul cu bărbatul poate să trăiască. Noi suntem, noi suntem, liberi, noi gândim altfel, noi gândim evoluat. Nu, prieteni, au trăit alții cu 4.000 de ani înaintea ta așa. Se chemau sodomiți. Nici, nu e nicio inovație, e același drac numai cu alte haine, cu altă filozofie, cu altă teorie, e aceeași satană. E la fel, același iad, același diavol, aceiași demoni care îi propagă teoriile lor și filozofiile lor. Nu avem nevoie de inovații de oamenilor, să știți că nu avem nevoie. Fiți reticenți la ele fiți reticenți la ele. Și ultimul lucru pe care vreau să-l precizez în seara asta despre falsa religie, este o falsă cunoaștere, falsă cunoaștere a mâinii lui Dumnezeu. A mâinii, mâinii, nu mâinii ei, ci mâinii lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, zice așa, ei fac un test aici și zic așa, Acum faceți un car nou de tot și luați două vași tinere care dau țâță și n-au tras la jug. Înjugați vacele la car și mânați înapoi acasă vițeilor care se țin după ele. Și ce lucru fantastic cer ei aici? Ei vor să cunoască dacă Dumnezeu i-a pedepsit sau nu. Când eram adolescent, mergeam la țară. Când eram copilăș mergeam la țară. Și când am crescut noi puțin, ne trimitea, îi spuneam noi, tătuca, după vite. Și ziceam departe după vite, vreo 2-3 kilometri. Niciodată nu trebuia să duc eu vita pune să meargă. Niciodată. Vita știa ea pune să meargă. Știu unde să facă curba, știa pe ce uliță să intre, pe care să iasă și să ajungă la casa ei. Și când ajungea în fața casei, dacă nu mă duceam după ea, mergea, să o prea în fața casei. Nimeni nu o în fața casei. Vita știa. Ăsta e primul lucru. Foarte important. Deci nu sunt chiar așa lău. Vitele știu ele în ce direcție să meargă. Și spune Scriptura așa, luați două vaci tineri care dau țâță și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car. Asta e prima problemă. Să iei o vacă, să o pui la car cu un chivot înăuntru și să te aștepți ca vaca să dragă. Fo și să iei două. Care n-au tras niciodată la car. Așa ceva, oamenii, cei care sunteți la țară, care știți lucrurile astea, știți că n-ar trage la car. Pentru că n-au fost înjugate la car. Nu învață deodată să tragă la car. E o, e o, obișnuință care trebuie să fie. Și mai, mai încă un lucru aici și zice, mânați înapoi acasă vițeilor care se țin după ele. Nu, așteaptă-te să duci viței într-o parte și vitele să meargă în partea aia oaltă. Foarte puține șanse. Foarte puține șanse. Ai un lucru foarte important. Nu vi se pare că uneori vitele sunt mai ascultătoare de Dumnezeu decât oamenii? Vă dau câteva exemple. Ei spune Dumnezeu lui Balam, clar, ca la tot omul. Dom'le, nu te duci acolo. Când învârte la moneda în aer, Balam, uită și de cuvântul Domnului, și de prorociile Domnului, și de toate lucrurile. Mirosul banului l-a prins. După el. Sau să o iei pe măgăriță și dai drumul. Și măgărița are mai multe călăuziri decât Balaam. Știe că merge în direcția greșită. Îngerul Domnului oprește. Balaam o bate. Și Dumnezeu trebuie să deschidă gura la măgăriță, ca ăsta care era mai slab decât măgarul, să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să-i spună. Măgărița ascultătoare de Dumnezeu. Corbii lui Ilie. Imaginează-ți un corp care vine să-ți aducă carne. Cor Corbul mănâncă el carne. Nu-ți aducă ție. Nu-ți aduce ție. Sunt nicio formă. Corbul mănâncă el, că lui place carnea. Nu vine corbul cu, cu carne la tine, niciodată. Să o cumpere și să o aducă. Nu, tu ți-o cumperi și el dacă ți-o vede, vine și o ia. Asta e corbul. Corbi ascultă de Dumnezeu. În ciuda dorințelor, instinctelor lor, corbi ascultă de Dumnezeu și aduc carne. Aduceți-vă aminte de peștele acela care l-a înghițit pe Iona. Domnul spune, Domnul a vorbit pește lui și peștele a vărsat pe Iona, vă întreb cum a vorbit domnul peștelui. El știe, nu știu cum a vorbit. Domnul știe limba peștelor. Nu știe. Dar ascultat. Dumnezeu îi spune lui Iona, Iona, du-te acolo. Iona nu, o ia în direcția opusă. Dumnezeu îi spune peștelui, înghite-l pe Iona. Și-l Și cred că nu avea gustare bună Iona. Peștele a ascultat. Se pune Iona la un moment dat la umbra curcubetelui. Și spune, Domnul a trimis un verme care a înțepat curcubetele respectiv și curcubetele s-a ascultat. Verme ascultă de Dumnezeu. Nu există vietate în planeta asta și în universul ăsta, în universul acesta care se asculte de Dumnezeu. Omul? deretic așa. deretnic. Dar uitați, oamenii aceștia vor să cunoască voia lui Dumnezeu. Și fac proba aceasta cu Dumnezeu. Fac proba aceasta cu Dumnezeu. Și vor să știe dacă Dumnezeu Uh, a fost la lucru. Versetul 10, oamenii au făcut așa, au luat două vaci care au le-au înjugat la car, le-au închis viței acasă, au pus în car chivotul Domnului și l-au dat cu șoareci de aur și chipurile umflăturilor lor. Vaci au pucat drept pe drum spre și au ținut mereu același drum, mugin și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Ascultătoare vaci, nu? Foarte ascultătoare. Noi am mers înainte. Și probabil că ar trebui să ne întrebăm câteodată lucrul ăsta. Nu vă supărați că vă spun lucrul ăsta. Să întrebăm câteodată când mergem opus de cum vrea Domnul. Domnul, mai rău decât vacile filistenilor. Alea au luat Domnul când s-au dus pe drum Dumnezeu, s-au dus după cum le a călăuzit Dumnezeu. Viermele le-au dus la curcubetele la care le a trimis Dumnezeu. Eu nu știu dacă rădăcina de curcubete e bun, dar s-au dus viermele acolo și au mâncat-o. Poate o plâns, poate au fost amar în gură, dar au mâncat-o, că așa i-a spus, spus Domnul să facă. Poate la peștele nu i-a plăcut de Iona. Domnul ca așa i-a spus Domnul să facă. Nici măgăriței poate nu îi plăcea de balau. l-ar fi dat o leacă jos. Dar l-au cărat în spate, chiar dacă era în derătic și rău. Înțelegeți? Să nu, fim, să nu, fim, mai răi decât măgărița lui Balaam. Amin. Asta e, e, un bun sfat, zic eu, din Sfânta Scriptură, un foarte bun sfat. Oamenii ăștia vor să afle voia Domnului. Frați și surori, uh, un, 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 în fața religiei, oamenii se bazează foarte mult pe subiectivism, pe semne. Pe semne. Eu cred că tot ceea ce Dumnezeu vrea să știm, ne-a lăsat în Cuvântul Lui. Dumnezeu ne vorbește și în, și în lăuntru nostru, și în inimile noastre. Când Dumnezeu ne-a lăsat, ei, lasă, ei pun o, o probă aici, lui Dumnezeu, pentru lucruri foarte clare. Pentru lucruri foarte clare. Era foarte clar că s-au comportat cu Dumnezeu cum nu trebuiau să se comporte. Era foarte clar că erau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Era foarte clar că mâna lui Dumnezeu era peste ei. Și îi spun, domnule, totuși să probăm dacă e mâna lui Dumnezeu. Știți cum sună asta tradus în ziua de astăzi? Că trebuie să facem aplicații practic la orice, nu? Să nu filozofăm aici degeaba. Mă uit la, eu sunt nepocăit, îți pocăit. Și mă uit la o fată necredincioasă. Pun un semn înaintea Domnului să văd dacă Domnul vrea să mă căsătoresc cu fata asta necredincioasă care nu cunoaște pe Dumnezeu și sub stăpânirea celui rău. Doamne, răspunde. Nu, Dumnezeu ți-a răspuns deja, acum acum 4.000 de ani deja. Deci nu pune, o întrebare pentru, pentru, nu pune o întrebare pentru un răspuns care e, e deja aici. Nu pune o întrebare. Dumnezeu ți-a răspuns deja am pus un semn înaintea lui Dumnezeu și semnul lui Dumnezeu a fost pozitiv. Nu nu a fost semnul lui Dumnezeu ăla. Am pus și eu dată niște semne din astea. Și am deraiat tare rău. Dumnezeu, prin suveranitatea lui, m-a adus la adevărul lui. Cu chei, cu telefoane, cu nu mai știu ce am pus. Tare multe nebunii. Era la teologie, să nu mai spuneți la nimeni lucrul ăsta. Și pe înregistrare. Mintea, mintea bolnavă omului. Și după aceea mi-am dat seama că Dumnezeu m-a lăsat în rătăcirea mea pentru că în Biblie era foarte clar scris. Dumnezeu m-a pus să citesc Biblia. Nu să filozofiez eu după nu știu ce seme și nu știu să aștept ce, știu eu, ce meteoriz, ce oameni, ce mașini de nu știu ce culoare ca să înțeleg eu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a pus să citesc Sfânta Scriptură. Mi-a dat un creier prin care să înțeleg Sfânta Scriptură, mi-a dat Duhul Sfânt care să întâlmăcească Sfânta Scriptură. Ungerea Lui care spune Scriptura ne învață toate lucrurile, pe toți. Ne învață toate lucrurile. Ne-a lăsat Dumnezeu lucrurile astea. Să nu căutăm ca păgânii răspunsuri la întrebări la care deja avem răspunsul. Dumnezeu ne-a dat deja răspunsul. Dom'le, oare Dumnezeu de ce a făcut chestia asta? Vă de ce a făcut chestia asta, că e scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat, deja, Dumnezeu ne a dat deja răspuns. Să nu punem întrebări. Să nu punem întrebări la care avem deja răspuns în cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci Dumnezeu ne lasă să ne ducem în rătăcire. Oamenii ăștia, repet, oamenii ăștia erau în ignoranță. Și Dumnezeu le-a dat un răspuns, dar nu le-a dat un răspuns pentru că au procedat bine, ci pentru că Dumnezeu a fost bun cu ei. Și pentru că erau rătăciți, și erau păgâni. Dar noi care avem cuvântul lui Dumnezeu, să ne întoarcem către El. Să ne întoarcem către El. Și frați și surori, să nu cumva, să nu cumva, nici eu, nici dumneavoastră, să nu fim ca filistenii ăștia. că ne bagă Dumnezeu mâna în cap. Că vedeți, asta e expresia care o folosește Scriptura aici, un antropomorfism. Adică să vorbește despre Dumnezeu în termeni umani. Zice, mâna lui Dumnezeu a păsat peste ei. Nu se vedea nicio mână fizică acolo, da? Este un fel de a vorbi este un fel de a vorbi. Să nu cumva când Dumnezeu ne bagă mâna în cap puțin și ne ciufulește puțin. Că ne mai ciufulește din când în când ca să ne trezim. Să nu cumva să avem atitudinea de superstiție ca filistenii, ca evrei, să spunem, am luat chivotul Domnului, las că o să treacă mânia Domnului. Că îl manipulăm noi pe Dumnezeu, i aducem cântarea potrivită, zeciuiala potrivită, rugăciunea potrivită, mersul la biserică potrivit și Dumnezeu ne binecuvântează. Dar nici să nu ne ducem în altă extremă să ne separăm de Dumnezeu. Să nu-ți suple amărăciunea, inima și să vrei să te scapi de Dumnezeu. Nu cred că există Dumnezeu, dar nu trebuie un Dumnezeu din asta. Să te uiți, vedeți, noi avem boala asta să ne uităm la Dumnezeu și să spunem Dumnezeu e prea aspru. E prea Nu vrem să ne ducem cu El. Și să ne separăm de Dumnezeu. Cred că e, dar nu pot să trăiesc cu astfel de Dumnezeu. Să nu fim nici cum urmează să ne uităm data viitoare la cei din Shemesh. Spune că a venit chivotul Domnului acolo. Ăștia au dus jertfele corecte? Au coborât chivotul Domnului cu leviții? Ăștia n-au, au făcut prostii. Pe o piatră acolo frumos n-au făcut aiurea treaba. Au jertfit Domnului animale. Bine, ale altora. N-au plătit pentru ele, dar n-au avut nicio problemă. Le-au jertfit așa cum a trebuit. Au făcut toate lucrurile corecte până la un punct. Superficialitatea s-a dovedit în viața lor prin faptul că s-au uitat în chivotul Domnului. Ia să noi ce e aici. Domnul i-a lovit foarte crunt, pentru că s-au purtat ușuratic cu Dumnezeu. Asta vedem altă dată. Și avem după aceea un, un, un exemplu uh, în care oamenii s-au purtat în final cu sfințenie cu Dumnezeu, cu sfințenie. Au luat chivotul Domnului, au sfințit pe un om care l-a pus să păzească chivotul Domnului, un om care a crescut în prezența lui Dumnezeu în sfințenie. Sunt foarte multe atitudini pe care putem lua, dar separarea de Dumnezeu nu este una. Separarea de Dumnezeu nu este una. Să duci, să te scapi. Superstiția nu este una. Țara asta e plină de superstiții. Superstiția nu este o variantă. Superficialitatea nu este o variantă. Să fim superficial cu Dumnezeu, pur și simplu. O bucurie așa ușoară, facem ce vrea Dumnezeu, ne purtăm cum vrem cu Dumnezeu, aia superficialitate. Sfințenie e calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.